un om important și sigur că a fost întrebat de către un comandant de navă în legătură cu situația gravă în care se află această zonă pe care omul acesta o conducea. Să-l ascultăm ce a putut să zică. Banca Mondială. Care este stadiul elaborării acestei strategii și când va fi implementată? Mai departe, puneți toate întrebările. Da. Puneți întrebările toate și vă răspund. Pot să vă răspund pe rând ca să nu pierdem și la există un organism de implementare a proiectului care lucrează la nivelul Ministerului Transportului, care lucrează la elaborarea acestei strategii pe naval, strategie în domeniul naval. Din păcate, sunt alți colegi de mine de la Minister care lucrează în colaborare cu Banca Mondială la construirea acestei strategii în domeniul naval. Da, vreau să vă întreb în legătură tot cu strategia navală, dacă este inclus ceva privitor la navigatorii români și la transportul naval. Ce anume? Ce să fie inclus? Este inclus? Este. Ce este inclus pentru navigatorii români? Ce este inclus? Acum, știți că navigatorii români nu au pensii? După o viață de muncă pe mare? Au cum să ne povestim la autorității. Directorul autorității navale române este din cadrul Partidului Național Liberal. Îl puteți contacta și vă poate... Vă cunosc foarte bine. Din câte știu eu, nu este membru al Partidului Național Liberal, directorul autorității navale române. Aveți idee că navigatori români sunt în ziua de astăzi? Vă poate răspunde directorul autorității navale române. Ok, o ultimă întrebare mai am și eu. Dacă există în opinia domniei voastre o legătură între pregătirea de bază, competențe, experiență în funcțiile manageriale din domeniul maritim și performanța în funcțiile publice? Toate chestiunile sunt foarte bine reglementate, există. Dacă da, ce caută oameni fără aceste calități în tot sistemul public al transportului naval? Întrebați pe cei care au numit, eu n-am atribuit numirea nici a celor din fosilii de administrație, nici în alte structuri. Asta este o atribuție pe care nu o am în calitate de responsabil pe domeniul naval. Și o ultimă întrebare. Din cauza proastei performanțe a autorității navale române și a Ministerului Transportului, la acest moment navele românești tehnice, că doar cu astea le mai avem, nave comerciale noi nu mai avem, Bulgaria au, toți vecinii au, ucrainienii au, noi nu avem, sunt considerate navele teritoriale. Știți de ce? Spuneți-vă. Vă spun eu. Deoarece noi nici până acum, după 6-7 ani, nu am implementat convențiile MLC și Reg Removal. Maritime Labor Convention și Reg Removal. Și de aceea navele noastre sunt consemnate în navele naționale. Poate nu știți, dar în domeniul MLC s-au făcut toate demersurile, există și ordine de ministru, astfel încât să ne punem în acord cu toate reglementele de la nivel internațional. Și de ce România nu are pavilion național? Deci omul acesta, orice îl întrebai, v-am prezentat 3 minute de dialog, s-a străduit oamenii cu el acolo să găsească totuși un moment de competență în discursul său. Să pice pe un răspuns, că și la examen când îl chem pe unul, la un moment dat ceva răspunde acolo. Abordarea a fost greșită, domnule. A fost greșită. Abordarea a fost greșită și lipsită de bunăvoință. Dacă era un public binevoitor, da, dacă voiau să-l ajute pe omul ăsta, da, nu începeau cu întrebări. Spuneau, dați dumneavoastră un răspuns, ce știți dumneavoastră? Nu neapărat în legătură cu traficul și naval. Punem noi naval întrebarea ulterior. Facem o întrebare ca să fie ceva pentru dumneavoastră. Aici a fost greșită, da, într-adevăr. Deci, ei au pornit de la ideea... Cronologia a fost greșită. Întâi pui, ei au venit cu ideea preconcepută, da, închiși la minte, oamenii închiși la minte... Da. Că secretarul de stat pe transport naval are habar de orice cu transportul naval. Cu transportul naval. Da. Greșit. Nu. Și ăsta e geniu, doamne Alina Gorghiu.
Să pui pe cineva din afară. Care n-ai nicio treabă. Dar știi că ăsta e genul domnului Florin Roman. Domnul Florin Roman, păi, când a fost numit... doamnei, doamnei Alina Gorghiu, e și genul domnului Florin Roman, că e în partid un singur geniu. Genul de a pune oameni care n-au treabă cu subiectul. Ăsta e genul lor. Da, și genul ăsta vine de la... Sunt mai multe genuri acum, numai că discuția se pe genuri. Nu, ăsta e genul neutru. Ăsta e genul neutru. Domne, da. Omul ăsta era neutru în raport cu subiectul. Domnul Florin Roman, când a fost numit ministru, la momentul respectiv, da, la zona de digitalizare, sigur că el n-avea nicio legătură cu domeniul pe care... Avea laptop. Avea laptop. Deci domnul Florin Roman, când a fost numit, când a fost numit la digitalizare, domnul Buzăianu, cu toată antipatia dumneavoastră, evident că e clar că este subiectiv. Da. Și l-a atacat pe domnul Roman. De ce? Că a fost prins cu niște diplome false? Ăsta e motiv să ataci un om? Că se mai ataca oameni, că își fură. Dacă am ajuns să ne luăm că e a falsificat din fiul dita mai demnitaru. Da. Haideți, vă rog. Așa. Deci omul acela avea tangențe. L-am văzut cu... O să depun că nu mă interesează, știți că nu mi-e simpatic. Dar unde e adevăr, e adevăr. Da. L-am văzut cu ochii mei. Avea telefon smart, apăsa pe el cu degetele. Dacă nici asta nu e o legătură cu Ministerul Digitalizării, domnul Buzăianu, în schimb aici. Nu, dar cred că părea venit cu Pluta. Roman a argumentat faptul că domnul Roman a argumentat, aici e spectacol, aici e genialitate. A zis tocmai faptul că n-am, deci omul a recunoscut, a mers pe acord de recunoaștere. Tocmai că n-am nicio legătură cu acest domeniu, mă face persoana potrivită. De ce? Că ăștia care au legătură cu domeniul toți sunt înțeleși și una. Deci faptul că eu n-am niciun habar în legătură cu domeniul care a fost. Deci a venit cu o perspectivă nouă. Deci faptul că era habanist era argumentul.